O directoare de închisoare care a fugit cu un suspect de crimă dintr-o închisoare din Alabama, asasin ucis în momentul în care cei doi au fost prinși, bărbatul s-a predat. Vicky White, în vârstă de 56 de ani, a murit la spital după ce ea și Cassie White, în vârstă de 38 de ani, au fost arestați în Indiana în urma unei urmăriri care a durat 11 zile. Autoritățile cred că cei doi au avut o relație amoroasă. Potrivit oficialilor, fugari au fost văzuți ultima dată în timp ce directoarea de închisoare îl transporta pe deținut la o evaluare fictivă a sănătății mentale. Aceea a fost și ultima zi de muncă a doamnei White înainte de pensionare. Femeia își vânduse recent casa și le spusese colegilor că plănuia să petreacă mai mult timp la plajă. A urmat o urmărire a poliției care s-a încheiat când un șerif a ciocnit camioneta cuplului și a răsturnat-o, moment în care evadatul s-a predat spunând că partenera sa s-a împușcat. Cassie White ispășea deja o pedeapsă de 75 de ani pentru o serie de infracțiuni violente comise în 2015, printre care un jaf, un furt de vehicule și o urmărire cu poliția.